Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Valentin Barbu, a vorbit despre stadiul proiectelor implementate de instituție și cum vor continua acestea în situația în care actualul președinte Vasile Iliuță va fi exclus din PNL. Cum vor fi continuate proiectele actualei administrații? Spuneți-mi și mie două, trei care vor continua. Păi, reabilitarea Palatului Administrativ, sau cum Dumnezeu se mai cheamă, Palatul Prefecturii. Banii de unde sunt? Banii, din păcate, pentru că n-au fost în stare să obținem altă sursă de finanțare, sunt din bugetul propriu. Asta înseamnă vreo 52-53 de milioane de lei. Foarte mult. E adevărat că ele întins pe 3-4 ani. Numai că am spus și eu la începutul mandatului, ne facem de rușine. Dacă nu suntem în stare... Bine, domnul fost prefect n-a avut tangențe cu el, doar stătea în aripa renovată sau semi-renovată, n-a făcut niciun demers. Asta e realitatea. Și atunci am făcut acest demers noi, Consiliul Județean, eu am fost de acord. Trebuie continuat proiectul. Ele cu clauză suspensivă, din câte știu. Eu vreau să încerc pe la Ministerul Fondurilor Europene să găsim o sursă de finanțare în așa fel încât efortul ăsta bugetar să nu mai fie făcut din bugetul propriu al județului. Mai există și varianta, fiind clădire de patrimoniu, că e o clădire de patrimoniu, să găsim nu pe Ministerul Culturii, că acolo sunt bani puțini, să găsim o formulă de finanțare pe o axă care probabil că se va deschide, și am înțeles că se va deschide, pentru renovarea tuturor acestor clădiri care sunt clădiri de patrimoniu și care înseamnă tot banii europeni. Sperăm să o reușim. Rândul trecut a fost băgată Banca Mondială. Când a făcut jumătate din clădire, a fost un acord cu Banca Mondială, care a fost foarte dură, dar s-au făcut lucrurile. Și partea asta, care e neterminată, are structura, fundația, o are făcută. Problema e că nu e terminată partea de aspect general și de finalizare a lucrării. Mega proiectul după Malul Borcii. Care e mega proiect? Portul turistic și de agrement. Vorbim de public. Păi nu, dar vreau să întreb pe domnul Valentin Barbu ca să ne spună că până acum s-au pus și nu s-au spus adevărurile despre anumite proiecte. La Oltenița au existat și 1 milion de euro în cont ca să se facă port. Și nu s-a făcut. Apropo de proiecte, de reale sunt ele. Se tot vorbește de succesul acestei administrații județene sub conducerea domnului Iliuț. Tot bat apa în piu pe spitalul județean. Cât din ceea ce s-a făcut în acel spital a fost pornit pe vremea dumneavoastră? Tot. Inclusiv lifturile. Deci lifturile care se laudă. Lifturile au fost contractate și au venit când eu am plecat și el a venit. Aici vreau să ajung. Da. Ce ai ajuns? Păi ar putea domnul... Policlinica e făcută... să ne prezinte documentele astea? Așa. Policlinica, știți foarte bine că a fost un proiect pe bani europeni, 4 milioane și ceva, și am făcut așa cum arată. Blocul operator a început pe timpul meu, s-a terminat acum. Că s-a făcut dotarea în perioada respectivă. Proiectul de reabilitare termică? A început pe timpul meu, împreună cu ajutorul celor de la... Cum îi cheamă pe ăștia? De la combinat, care au preluat, care ne-au dat țeava, ne-au dat Tenarisul, care ne-a dat toată țeava, absolut toată țeava, și a început pe timpul nostru, adică pe timpul celeilalte echipe. Inclusiv compartimentarea și recompartimentarea marilor saloane, saloane mici cu 2-3 locuri și mai departe. Noi n-am terminat atunci. Mi se pare că am mai făcut o parte în mandatul lui, nu mai știu ce etaj, dacă am mai făcut, sau partea de... Reabilitare termică nu. El a fost depus pe Suierd. A fost un proiect în care m-am implicat și eu cât am fost lăsat. Pentru că, de regulă, nu trebuia să ajungă proiectele la mine. S-a ocupat, gestionat domnul Gram. Un mare succes al administrației județene călărășene. El a fost depus pe Suierd. Din păcate, a fost depus greșit inițial, pentru că nu ieșea proporția energiei regenerabile și atunci a fost refăcut proiectul, a fost depus pe Suierd, fondurile au fost insuficiente. Am fost la o discuție cu domnul ministru Boloș și mi-a spus foarte clar că această finanțare pe Suierd este aproape imposibil a mai fi remediată chiar prin supracontractare și ne-a sugerat să redepunem proiectul pentru exercițiul financiar următor și să găsim altă axă, poate pe port sau, eu știu, pe altă axă și ne-a garantat că dacă vom redepune proiectul,
cu siguranță va fi finanțat. Din păcate, spitalul pe exterior arată așa cum arată. Deci pe asta nu putem trece. Proiectul acesta nu putem trece la realizări. Așa? Nu. Din păcate, nu. Din păcate nu, pentru că a fost depus, v-am spus, cu mici greșeli și pe un program pe SUIRT care nu mai are finanțare. Câte astfel de proiecte ale Consiliului Județean sunt în momentul de față doar proiecte, doar pe hârtie și le vedeți dumneavoastră că nu pot fi realizate? Mai sunt și altele în această situație? Nu știu că nu pot fi, poate pot fi realizate într-o perioadă următoare. Dar nu sunt un succes, asta nu putem cu... vorbi despre ele acum. Evident că nu, dacă ei nici măcar n-a început implementarea lor. Adică să faci un PT, o execuție, să dai ordin de începerea lucrărilor. Cum poți să vorbești de un succes când nu ai etapa asta parcursă? Probabil că multe dintre ele se vor împlini la un moment dat. Nu știu când, cu aripa nouă a spitalului. A insistat domnul Iliuță, nu pot să comentez, eu nu sunt împotriva acestui proiect, megalomanic din punctul meu de vedere, pentru că e și foarte scump proiectul și nu știu, e pe la CNI, pe undeva, nu s-a semnat încă contractul de finanțare, iar e un proiect multianual, bine că se face până la urmă, problema nu asta era. Noi am avut reabilitarea corpurilor F, G și H, unde e pediatria acum și așa mai departe. Domnul președinte a zis, o, domnule, dă una, păi o dărâmăm, am auzit și chestia, dărâmăm două etaje pentru care risc seismic grad 2, în așa fel încât să nu se prăbușească, Doamne ferește, dar dărâmăm ultimele două etaje și păstrăm așa. Cred că a văzut multe filme americane, domnul președinte, nu știu cât ar fi costat, era un proiect de vreo 80 de miliarde și putea fi terminat în momentul de față. A zis, nu, facem aripa nouă, să dea Dumnezeu să se întâmple. Dar cel mai delicat și cea mai mare problemă a Spitalului Județean înseamnă lipsa resurselor medicale, lipsa de medici. N-am rezolvat-o. Faci clădiri, le dotezi, e foarte bine. S-au dotat foarte multe și s-au îmbunătățit multe secții și cu dotări și cu renovări și cu ce vreți. Proiecte demarate înainte de 2016. Dar cu medicii n-am rezolvat-o. Am adus remeneul. Remeneul e altă problemă. De fapt, trebuie să o spun public, am mai spus-o. Dacă are ceva de comentat, să-mi spun, nici n-a vrut. Ideea a fost următoarea. RMN-ul a fost încheiat un acord cadru, tot pe vremea a fost administrație. Așa a fost, ăsta e adevărul, pe 3 ani. 3 ani expirau în decembrie 2016. Ca urmare, când am luat mandatul, am zis, doamne, hai să avem RMN la Călăraș. Nu e nevoie, spuneau colegii mei. Domnul Dinulescu, domnul președinte, mă rog, ce să facem noi cu RMN la Călăraș? Dom'le, ce să facem? Vine omul la Călăraș în loc să se ducă la București sau la Constanța. Până la urmă am convins, am demarat lucrurile, s-au făcut cam în 3 luni jumate și trebuie să-i mulțumesc domnului Oprișan, fostul director UIP, pe care îl știți, și care a fost detașat în spital și cu ajutorul cu el am reușit să amenajăm sala unde e RMN-ul acum, să aducem și RMN-ul, să-l și instalăm, să facem recepția. Deci a fost contra cronometru. În decembrie îi spun domnului președinte, domn președinte, sunați-o pe doamna Teodorescu, că nu răspunde. Prin DSP se fac toată corespondența, avizul DSP, să primim cei 7 milioane de lei de la Ministerul Sănătății. Și domnule, să uit, n-am telefonul doamnei Teodorescu. Atunci mi-a picat și mie beculețul, zic, e clar, ăsta nu vrea. Eu răspundeam de spital, nu luam banii. Cine-i dă vină? Barbu, out, că nu e în stare, e incapabil. E, am reușit și fă ajutorul dumnealui, avem RMN, din păcate nu avem decât un medic de imagistică, doamna doctor Vintilă. E, n-a reușit să rezolvăm această problemă în 3 ani. Poate om reuși în următorii ani, dar asta vă spun. Spitalul are atât datorii atât de mari în momentul de față? Cât se... Are, a avut datorii și mai mari. Dar sunt niște restanțe de vreo 1 milion de lei. Am avut și... Asta înseamnă plăți neonorate, adică facturi restante, arierate, utilități, dar era bine să fii anvelopat. Mai scădeau și costurile cu energia termică, cu gaze, energie electrică și așa mai departe. Sunt. Tot timpul au fost așa. Nu știu, acolo managementul n-a performat în sensul ăsta niciodată. Într-adevăr, pe partea medicală, de când era doctorul Șerban, iar altă dispută, nu știu, știți, domnul, cu plângeri, cu
așa mai departe, a îmbunătățit, a crescut IMC-ul acela suficient de mult. Și asta înseamnă finanțare mai bună de la Casa Județeană de Sănătate. Deci pe partea de medicală, finanțarea într-un fel a crescut prin creșterea IMC-ului. Aici a fost o chestie pozitivă. Dar, din punct de vedere a cheltuielilor curente, niciun manager n-a reușit să le țină sub control. Eu cred că se face și multă lisipă acolo. Dacă tot suntem în capitolul realizări, haideți să mai atacăm un subiect al realizării Consiliului Județean. Drumul județene, asfaltate în mandatul Iliuță. Pe câte din aceste drumuri, și nu vreau să răspundeți acum ca temă pentru următoarea întâlnire cu noi, pe câte din aceste drumuri aveți dreptul sau autorizația, ați îndeplinit toate formele legale, să le executați? Sunteți proprietari, nu sunteți, există cărți funciare pe acele drumuri? Te referiți la DG 307A, B, C, D, ăsta din... La orice drum județean asfaltat în mandatul acesta... La tot ce înconjoară proprietarul. Proprietățile... Lui. Domnului președinte, da. Da. Păi și dumneavoastră, dacă erați în locul lui, nu făceați la fel? Nu. Nu. Eu nici eu nu făceam la fel. La câte dintre lucruri, frumos, vă răspundem la care aveți autorizații. Consiliul județean, mai că a avut autorizații. Teoretic pentru toate. Teoretic. Eu mă întreb practic și vă rog la următoarea... Atâta timp când noi l-am aprobat în plenul Consiliului Județean, noi am avut în spate niște documente, niște avize de legalitate și așa mai departe. Niște note de rapoartele inclusiv a celor de la urbaniști și așa mai departe. Teoretic ele sunt în regulă toate. Este adevărat că actualul manager nu și-a depus dosarul pentru concursul din 26? Am înțeles că nu trebuie să ia nimeni acest concurs. Așa e directivă. Chiar doamna manager spune asta prin spital, am aflat că nu trebuie să ia nimeni acest examen. Nu știu dacă doamna manager și-a depus sau nu, că nu prea comunicăm. Adică eu răspund așa în hârtii de spital, dar când vin, ei de fapt au interdicție să vorbească cu mine, să duc direct la președinte. Nu e nicio problemă, eu vă spun că asta e realitatea. Nu se întâmplă de acum, se întâmplă de 3 ani. Dar așa am înțeles, că nimeni nu trebuie să ia acest concurs și eu, deși știu că s-au înscris, da, doamna doctor Vintilă și doctorul Verinceanu, dar nu sunt sigur cu doctorul Verinceanu, și Nicolache, doamna Nicolache, care la precedentul concurs a luat, nu mai știu ce notă, mai bine nu zic. Dar, mă rog, îi doresc succes. Despre drumul de la intrare în oraș, că tot ați pomenit, ce mai ne spune? El este în administrarea primăriei Călăraș, după cum știți, e proprietatea publică a statului, hotărâre de guvern ca noi să-l schimbăm din drum național în drumul județean. Nu există. Noi nu putem, fără avizul Ministerului de Resurs și Ministerul Finanțelor, fără hotărâre de guvern, să facem acest lucru. Adică dar noi am cumpărat doar terenul de sub, știți? Terenul de sub drum. Eu n-am mai auzit așa ceva. Da, e 307BCD, nu știu. Are o literă acolo, 307, ăla care vine de la Vâlcelele. Dar e numai pe o secțiune. Că după aia urmează drum național. Adică e pe un kilometru drum județean, după care urmează drum național, iar drum județean, mă rog. Da. Cel mai simplu, voiam să vă spun, cel mai simplu lucru, și cred că era gata în această primăvară, așa cum mi-a și propus președintelui, când mai vorbeam, era o asociere între Consiliul Județean și Primăria Călăraș. Dom'le, dacă tot voiam să-i sprijinim financiar, încheiam această asociere, el rămânea unde e și acum în administrarea primării, noi vedeam cu fondurile respective, cum tăiau Paglica împreună, Drăgulin și Iliuță, și erau și Călărășeni. Dar erau din același partid. Da, culmea că erau și din același partid. Teoretic. Dar nu trebuia să taie și Drăgulin Paglica, asta era problema. Sunteți vicepreședintele Consiliului Județean. Ce înseamnă o relație complicată cu primăria Călărășeni? În dezacord. Mai complicată decât dezacord, nu există. Tot într-o asociere sunteți și cu proiectul Promenada, ca și la Palatul Administrativ. Aveți cunoștință. Consiliul Județean a depus documentele pe care trebuia să le depună conform acelui proiect de colaborare, înfrățire, cum vreți cum să o numi el? Eu am înțeles asociere. Că da. Pe primăria Călăraș spune o cărțirală că Consiliul Județean nu i-a depus... E într-o relație complicată. Eu da. Ce să vă spun? Oficial... Reconfirmați relația complicată? Păi dacă unii spun, adică noi, nu eu personal. Absolut. Păi da,
că am depus toate documentele și prin ea spune că lipsesc anumite documente. Dați-mi voie să fac o solicitare și voi informez exact. Aveți o relație complicată doar cu primăria Călăraș sau mai sunt și alte primării? Dacă mai sunt și alte primării... Dar nu are Consiliul Județean și nu are Valea Bardu. Pe pagina are președintele o relație complicată. Nu scrie președintele, scrie instituție. Stăpânul județului are o relație proastă cu primăria. Dar acolo scrie Consiliul Județean și de aceea am profitat de prezența domnului Bardu? Păi, eu vă răspund. Eu nu părtășesc acest punct de vedere că eu am vreo relație complicată cu, sau instituția. Dar probabil cine a postat acolo a confundat persoana cu instituția. Cum se întâmplă de fapt de 4 ani de zile. Așa s-a întâmplat. Adică în momentul în care ai 2 hotărâri judecătorești, executorii, și tu refuzi să primești salariația, să le pui în practică. De asta a apărut și dosarul penal pentru abuz în serviciu. Ce răspuns să vă dau? Care este comunicarea reală a PNL-ului în această chestiune complicată a Consiliului de Teamă? Pe care ai auzit-o. Aia de aseară. Deci noi încercăm să eliminăm din interiorul partidului virusii. Deci am fost virusați. Ne-au mâncat virusii ăștia 3 ani și ceva de zile gâtul și capul și liniștea și tot ne-au bulversat și în momentul de față, începând aseară, începe eliminarea coronavirus. Deci e începutul, cum s-ar spune. E începutul. Și va fi foarte aproape și sfârșitul. Adică începutul, la un moment dat, se identifică cu sfârșitul. Noi n-am vrut să facem un scandal, bă, fraților. Când dai la o parte un președinte de Consiliu Județean, este un scandal în partid și este un scandal și la nivel național. Când avem 30 de președinți de Consiliu Județean, dar a ajuns în gât la toată lumea. Gata, s-a terminat. Nu se mai poate. Noi ne-am curățat, ne-am reunit, ne facem mai departe și în ședința de ieri. Chiar a fost o ședință în care foarte mulți primari au luat cuvântul și au spus ce au avut de spus. Deschis și cinstit, au primit răspunsuri. Păi unii am mulțumit, pe alții nu i-am mulțumit, dar am redevenit ce eram. O echipă în care, o familie în care se spun toate lucrurile, se pun pe masă. Aia. Și încercăm să rezolvăm toate problemele. Deci nu mai vreau să spun nimic, să jignesc pe nimeni. Nu vreau să am spus-o odată și m-a luat gura pe dinainte. S-a supărat pe mine. Dar acum fiecare își alege drumul. Asta este. Ce să facem?